ți-a rămâna, Paula. Tu vorbești? Ia. Care ai slăbit? Ești... Voi l-ați văzut pe Cristi în ultima vreme, așa, în realitate? Da, l-ați văzut pe Cristi cum e? Da, 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 m-am slăbit. Ai slăbit? Uite, uite, cum stau, haide. Cum îngrozitor, dragă. Adică stă foarte bine. Am înțeles. Ai slăbit foarte tare, să spui și mie. E adevărat. După da, ce mă pui să... M-am întâlnit azi cu doamna Gica Olteanu, care este regina plantelor. I-a făcut acum curtea lui Măruță. Nu m-a recunoscut astăzi, a venit cu o pungă de Moș Nicolae. Și a zis, am crezut că ești cu un băiat de la care mi-aduce cadourile. Avea o față așa de... Să-și buște așa când te-am văzut. Deci, știi provocare? Nu știu provocare. Deci, să-ți explicăm imediat. Da. E deci se numește mukbang. Cum? Muk? Mukbang. Muk. Care, dacă ar fi așa pe engleză, este un fel de mukbang. Așa să-i rămână numele. Deci, așa. Ai, uite aici în imagine, vezi? A, păi asta fac eu fiecare seară. Treaba este că trebuie să vorbești în timp ce consumi. Aoleu, păi să vorbesc cu mâncarea în gură, adică așa? Adică eu te întreb și tu îmi răspunzi, da? Că neamul prost, așa. Păi, deci acum ce crezi că în YouTube acum azi numai gentleman și cu... Mamă, dar de ce nu mi-am spus? Că eu sunt la secund. Dietă, mă opream. Ei, păi, de, uite de dietă. Spune-mi cu ce vrei, cu ce vrei să începem. Că aici ai niște paste foarte bune, un hamburger cinstit, o șaormică, niște cartofi prăjiți. Deci, la ce hai te bagi? Hai cu cartofii prăjiți. Da? Deci. Începem fin. Așa. Da. Și începem, trebuie... da? Stăm la masa asta? Puteți să stai, putem să stai jos, dacă tu vrei să tragem un pic masa spre tine. Așa. Simte-te ca acasă. Bun, bine, regulă. Zi-mi și mie, care a fost ultima declarație de dragoste pe care ți-a făcut-o iubitul tău? Mănâncă. Măi, dar ce vrei să vorbesc despre astea? Da. Simte-te ca acasă. Pofta, vine, vorbește mâncă. Liber. Ne-am făcut declarații, deja cum face fiecare om. Adică, zi, în viața mănâncă, asta, mănâncă, că mănâncă. Te iubesc cât de astea, na. Da, acum, da, da. Când? Da, stai o secundă, are așa, deci este mănâncă. Este, este romantic? Da. E foarte romantic. Câte flori aduce? Bă, dar nu sună deloc romantic când zic, e romantic, e romantic. Ții minte cum era sketch-ul ăla cu Leopoldina Balanță? Mănâncă, domnule Covintir, mănâncă. Adică bagă. Deci, mai departe. Deci, nu pune... Chiar stim dacă pui pe masă, dar... Stai că poate a poftit la altceva. Foarte, nu, e foarte mai vrei romantic. Altceva? Dacă tu vrei să schimbi? Servește-te. Nu, că aia e... Ai auzit de sandwich-ul chitară? Nu. Asta este sandwich chitară. Știi cum e sandwich-ul chitară? Hai, dați-mi o cameră pe mine, așa mai. Ia, așa. Hai, hai, plană. Hai cum o așa. Da? Hai. Așa. Foarte bun. Asta e sandwich-ul chitară. Ăla e sandwich chitară. Mănâncă. Uite, mai avem acolo cu departe ceva. Uite. Și în weekendul ăsta unde ajungi? Weekendul ăsta sâmbătă, mâine, adică sunt la Pitești. Am spectacol la Mold Love cu Bebe Cotimanis, cu Adrian Păduraru. Așa. Cu Iulia Dumitru. Papa. Aha. Și duminică mă întorc, merg cu Carla la un concurs de dansuri și seara plec spre Timișoara pentru că avem luni spectacol, dacă m-ai întrebat, îți răspund. Adevărul că ești globetrotter, n-am văzut-o. Luni am spectacol la Timișoara cu Old Love, cu Bebe Cotimanis. Așa, mănâncă că te pătești. Marți la Brașov, miercuri la Câmpina, joi în 13 am spectacol aici, cu Te iubesc, dar nu pe tine, da. La Sala Gloria. Vineri, trebuie să mă uit în calendar că nu mai știu. Vineri, deci, în orice caz, la Buzău, vineri sunt la Buzău, la locul de baștină. Ești peste al, tot. Domnului? Auzi, locul de baștină, băi, acolo dintr-un locuiește. Motiv privat sau tot cu spectacol? Nu, acolo locuiește. Auzi, explică-mi și mie. Vreau să, auzi, acum mănâncă. Uh-huh. Câți bani faci tu de treaba asta? Că cred că faci niște bani buni, că piesele din zona de prim se plătesc destul de bine. Da, de ce să vorbim în cifre? Stai o secundă. Felicitări. Asta e un lucru foarte bun. Măi, la câți ani am tras mâța de coadă, fiind actriță, să nu uităm, am făcut și foame, am făcut de toate, crede-mă. Da. Eu făceam teatru pe vremea când se plătea, eram plătită cu 10 lei, 20 de lei pe spectacol, făceam din pasiune. Televiziunea m-a ajutat să fac teatru aici în București, veneam cu bani de acasă, practic, aoleu. Veneam cu bani de acasă. Așa acum... mă, uite, vezi, pierdei timpul, stăteai întoarsă așa. Măi, eu sunt la dietă, mă ține... altceva, uite, mai deci avem acolo... Mai vrei altceva? Paste. Vrei paste? Cartofii ăștia, dacă îi mănânc, mâine mai ia salvarea, că mie îmi fac rău cartofii. De ce? Vrei să te ajut? Păi oprește-te atunci. Nici pâine nu pot să mănânc, tot la fel, din aceleași considerente, dar am să mănânc... Cărnița. Cărnița asta. Ia. Așa. Ia. Bine, Paula! Foarte bine. Bun. Auzi, e adevărat că weekendul trecut ai fost într-un weekend romantic cu iubitul tău? Da. Unde ai fost? Am fost în... Unde am fost? Am fost în Predeal. În Predeal, da? În Predeal, am fost acolo, la Susai. A, frumos. Foarte frumos. A fost și la club, la Dăi, Dăi, Hăi, Hăi? Vreo 5 minute.
Aha, de ce numai 5 minute? Pentru că era foarte frig. Păi, într-adevăr, acolo e conceptul, e pe frig. Da. Dar era lume, era frumos? Era full. Full. Măcel. Am înțeles. Măcel. Dar m-am cam speriat un pic de drumul ăla până sus. Da. Și... Așa. Uite, în sfârșit o fată serioasă. Vrei să te ajut, ai să ține farfuria și tu da, tai. Stai, fii dar atent. Tu ce faci? Eu? Tu te nu ajut, uite, consum, dar numai eu trebuie să mănânc? Pentru tine. Deci asta e provocarea, eu trebuie să mănânc în timp ce vorbesc. Bun. Bun, foarte frumos. Și a fost romantic, a fost frumos. Da, a fost foarte romantic. După aia ne-am retras la un restaurant care s-a transformat într-o discotecă. Tot așa, am cu mulți prieteni. N-ai mai avut de mult așa o ieșire? Am avut cu prietenii ieșiri. Da, sunt foarte primăreață. Eu chiar anul ăsta a fost adevărul anul... Adevărul e că parcă ca anul ăsta de obicei te mai prindeam acum, da, ești ceva. Da, da, da. Bai, m-a sunat Cristi, că mă mai sună colegii, da, și de la colegul Morar și de la Cristi, mă mai sună producători. Când pot răspund, când da, nu mai sună. De obicei, acum în ultima vreme uit. Uit să sună înapoi. De obicei sună înapoi. Și m-au sunat și mă sună Cristi într-o zi. Am văzut că nu răspunzi la telefoane de astea. Am zis că se sun personal. Nu fac de astea. Eu când pot să vin, vin. Bine. Ca de exemplu, vezi de ce e frumos să vin la emisiune? Mănânci. Dar Cristi, nu e ca și cum... Ce? Nu ți-e poftă de nimic? Nu e ca, ca și cum aș suferi de... Nu fac eu. Nu e ca și cum aș suferi de foame, adică... Măcar, mă las să iau sunt, pot fi imaginea unei cărți de bucate. Sigur nu vrei? Hai să mănânc și eu un cartof, să nu zică lumea că-ți mă scot. Vă ajutăm, că zic, uite, zic, ia, greu, greu. Stai. Merge. Trebuie să-mi spui dieta cu care ai slăbit. Eu? Acum, în timp ce mănânci. Nu-i numai dieta. Dar ce e? E un mod de viață. Asta ajută, te roșia. Adică un mod de viață. Ai luat roșia să-ți fie rușine că voiam să o iau eu. Toată lumea zice că e un mod de viață, un mod de viață. Bun, hai să mai vedem. Și uitați-vă și noastră ce emisiune de fumiști. Și cum e cu dragostea asta? Că măi, radiezi. E bine când ești iubit, e bine când ești îndrăgostit. Așa. E foarte frumos, e cel mai frumos sentiment. Mie îmi place să fiu iubit, îmi place să iubesc, aș practica sportul ăsta tot timpul. Răsplată divină după niște ani în care era, dar era departe și parcă nu mai ai... Na, da, nu știu, nu discut în termeni din ăștia de plată și răsplată, pur și simplu. Adică să te simți și tu o iau ca la 20 de ani. O iau ca un dat. Întotdeauna, la ce minte am eu, eu ce n-am depășit vârsta de 20 de ani, chiar dacă am responsabilități și am... Ia cu cărniță, ia cu pâine. Chiar dacă am responsabilități, țin o casă, sunt un om care ține o casă cu niște membri care depind de mine, mamă, bunică, copil, da, și așa mai departe, pisică, tot neamul pisică, lor. Da. Sunteți de mult? Chirin? Nu, de câteva luni. Dar v-ați făcut, adică, na, când avem o anumită vârstă și ne asumăm, ne facem anumite planuri. Auzi? Nu, mai fac planuri ca țigară. Eu am mâncat, am terminat cartofii de pe partea asta. Gata, ia roșia asta. Păi ai de drumul la treabă, ce faci? Nu. Și tu? Uite, am vorbit cu gura plină, pentru că ăsta este jocul. Experiența. Păi da, tot am vorbit cu gura plină, știu nimic. Hai. Experiența m-a învățat că nu e prea bine să-ți faci planuri, ca să nu-ți faci, să n-ai așteptări, ca să n-ai dezamăgiri. Da, dar trebuie să știi de la început ceea ce vrei, ca să știi și partenerul. Știu foarte bine ceea ce vreau. Să mergeți. Păi nu, asta știu bine ce vreau. Nu fac probleme că nu știe Paula. Vreau liniște, matură și înțeleg. N-am nevoie de scandal, n-am nevoie de panoramă, n-am nevoie de gelozie. Nu sunt un om gelos, nu suport controlul, nu controlez. Eu am o viață liniștită. Și înseamnă că el are anumite calități, dacă a reușit să te cucerească și sigur nu face... Cred că a fost perseverent. Că l-am acceptat destul de greu, așa, fiind mai micuț ca vârstă. Ce adică? Vârstă? Are 27 de ani. Mulți înainte. Asta nu înseamnă dar că asta nu e băiat deștept și matur. E un urma matur, care muncește de atâția ani, are business-ul lui propriu. Nu, chiar e un urma matur și nu... Cum să spun... Știe ce vrea. Știe ce vrea, pentru mine a fost o surpriză. Se află vârsta. Deci arată mai matur? Da, sau da, arată mai matur. Da, adică se spune de obicei că din tinerețea lui se împrumută. Adică e un fel de posibil. Anti-age, i-am spus, așa. Radiază. Posibil. Nu știu, eu... Toate femeile care sunt cu bărbați mai tineri sunt mai... Da, așa e. Da, așa că eu până nu acum te la domnul mai, doctor. Eram de cu ăștia mai bătrâni, așa mai... Gata, mai furii, așa, mai copți. Păi da, acum a venit vremea să ții și tu puțină... Puțin aer proaspăt. Sânge tânăr. Adică mamă, este prima relație pe care o ai cu un bărbat mai tânăr? Da. Și cum e? Acum refuzai? Ciudat, da. De ce e ciudat? A fost ciudat la început. Pentru că e... Mă să nu mă înnec. E diferența asta de experiență. Am trăit niște lucruri, cumva vedem... Credeam că vedem lucrurile diferit. Știi?
Dar am lăsat ca lucrurile să se desfășoare și am văzut că, de fapt, avem un pic cam aceleași principii de viață. Suntem amândoi foarte serioși, sper, foarte serioși. Atenție mare! Da, da. Fii atent! Te alargă cu șaurma pe-n casă. Așa. Foarte serioși, așa. Eu sunt chiar sunt un om discret și nu știu cum s-a ajuns că informația asta la presă, dar trebuia la un moment dat să se spargă și buboiul ăsta. Și până la urmă nu era un buboi în primul rând. Era o surpriză care trebuia... O surpriză, da. Ca să nu... A vieții care trebuia arătată așa cum este. Da, da, da. Acum sunt convinsă că o parte mă vor judeca, ceea ce foarte puțin mă interesează. Vrei nu mă interesează cu vrei, vrei să spun ceva? Mie mi se pare că subiectul ăsta este deja desuet. Da, da, da. Pentru da, că da. Ne uităm și vedem de la Nicoleta Voica, de la atâtea femei sau atâția bărbați care au o relație cu cineva mai tânăr și nu mi se mai pare așa o chestie. Dom'le, s-a încurcat cu ăla mai... Deci pe s-a bune. S-a încurcat, da. De parcă cineva l-a judecat vreodată pe Petre Roman că a luat-o pe... Fost cu doamna Mioara care era cu niște ani mai... mai înătate. E adică... foarte important cum simți tu. Da, da, da. Cum pui tu capul pe pernă și ce simți. Foarte domnul... liniștită. Foarte liniștită. N-am nicio, neliniște. Cu nu, fetița? Absolut. Cum se înțelege? Suntem, nu, încă deocamdată nu facem... Nu l-a cunoscut. Clacă. Nu. Ba da. L-au cunoscut întâmplător. Da, dar nu insist foarte mult în zona asta. Deocamdată mă concentrez asupra relației noastre. Da. Noi doi. Și când o să simți, tu probabil o să... Lucrurile vin firesc. Nu forțez absolut nimic. Nici relații, nici părul într-o coadă. Nu forțez nimic. Da. Am ajuns la concluzia că nu trebuie să forțez nimic foarte în viață. Foarte bine. Atunci vreau să te întreb. Fermoarul mai forțez din când în când dacă mai mănânc mult. Nu. În seara asta ai voie că după aceea mâine poți să stai cu mine. Ce mâncați voi seara? Ia, spuse ea luni de în bucata. Ai mie spui, aseară eram la restaurant turcesc pe la 12 noaptea. Păi da seama că e 12 noaptea acum. Deci e ca și cum ar fi fost. E un deja vreo. Mâncam hummus. Bun hummus. Da, e că e romantic. Este. Te surprinde, îți gătește, îți pune rochița aia pe tine, hai să mergem, nu știu unde, iubita mea. E romantic. El se gândește la foarte multe lucruri pe care să le facem împreună. Scrie poezii. Ei, nu scrie poezii, lasă-mă că destul eu de poetă și de artistă. El e mai cu picioarele pe pământ, așa. Nu mai vrea și asta îmi place. Nu mai e, lasă-mă că destul eu de boemă. Dacă mă pui acolo într-un colț, mă găsești peste o oră învârtindu-mă. Dar pe unde fie ieșirea? Nu, el e foarte ancorat așa în realitate. Și îmi place că se gândește să facă lucruri pentru noi. Să ne vedem, să mergem. Acum ne gândim la Revelion, să vedem ce facem de Revelion, unde plecăm. Deci, evident că dacă dorești să păstrezi farfuria, pentru că noi încheiem acum și să mai... Nu mai pot. Dar eu sunt foarte mândră de tine. Ai dus jocul ăsta până la capăt, să deci, știi. În primul rând, ești prima care a făcut provocarea, tu o să fii cea care va fi... Deci, felicitări. Doamne, sunt prima în toate. Uitați-vă, deci toată planeta este în acest moment cucerită pe YouTube de această probă. O să mai avem și alte vedete, pentru că nu știu de ce se întâmplă, dar mâncarea asta se pare că trezește sinceritatea de om. Și eu nu numai asta, trezește și pofta, că după cum vedeți, nu se mai oprește. I-aș fi vrut să văd cu shawarma aia, la mine ce e în gușă și în căpușa. Măi, shawarma aia arată cam porno, să știi, la ora asta. Mulțumim foarte mult!